Luni, România are un depozit de depozitare a gazelor umplut la 72,5%, ceea ce este o veste bună în condițiile în care ținta cu Uniunea Europeană este de 80% până la începutul lunii noiembrie. Anunțul a fost făcut în Digi24 de către ministrul Energiei, Virgil Popescu, care, pe de altă parte, a salutat propunerea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a reduce prețul energiei electrice din gaz. A fost destinată măsura pentru a evita îmbunătățirile. Accelerație electrică. Virgil Popescu a spus că România, împreună cu alte țări membre ale UE, au promovat această idee, care separă cele două prețuri, din martie. Ministrul a arătat că în acest fel, prețul energiei electrice, produs de centralele electrice, poate fi protejat de o manipulare clară, că practica Moscovei pe piața gazelor și duce la o creștere artificială găsită în prețurile energiei electrice. Cred că vedem cu toții declarațiile mai multor oficiali de la amenințarea Federației Ruse, practic în extorsiune, cu 3500 de prețuri ale gazelor, $5000, $5000 pe metru cub. Practic, ne spun cum vor ridica și cum să manipulăm piața europeană. Trebuie să ne oprim. Noi, România, împreună cu colegii săi, ministrul energiei din Franța, ministrul energiei din Grecia, a propus din martie din acest an să separe prețul gazelor naturale, energia produsă din gaz, deoarece, de atunci am spus, este o manipulare a pieței. Nu putem să nu vă putem găsi pasiv la modul în care prețurile automate ale gazelor se regăsesc și în prețurile energiei, prin urmare, care este foarte sensibilă. Electricitatea este produsă și din gaz și mă bucur de decizia de astăzi, a declarat Virgil Popescu Digi24. Cum să manipulați Gazprom preț al prețului energiei? Prin declarații provenite din Rusia, inclusiv din Gazprom, acel Nord Stream 1 a fost deteriorat, iar revizuirea, piața a fost tratată și a împins prețurile gazelor, deoarece la acea vreme, aprovizionarea cu gaz a fost redusă, iar aceasta a împins automat piața să devină disperată. Iarna a venit, creșterea prețurilor, toată lumea vrea să cumpere gaz și să crească prețul. Evident, acest lucru se ocupă pe față, chiar și manipulare inteligentă. Ne putem refuza de această manipulare doar dacă separăm temele pentru acasă.